Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi încerca un nou mod de a filma acest tutorial, sperând că doamnele începătoare, căci lor mă adresez astăzi, vor reuși să vadă mai bine ceea ce lucrez. Am văzut acest model de clopoței, care mie mi-a plăcut foarte mult, și de aceea am decis să fac acest tutorial. Eu i-am pus în această bombonieră. Ca bază am pus acel burete de florărie și apoi am ornamentat cu aceste pietricele. Pentru a lucra acești frumoși clopoței am folosit firul de macrame, macrame numărul 5. Și am utilizat culoarea mov, apoi culoarea verde și culoarea galbenă. Apoi vom avea nevoie de un fir metalic în jur de 25 de centimetri. Acel fir metalic foarte ușor de manevrat, maleabil, pe care îl putem îndoi așa cum dorim, dar care să fie destul de robust. Apoi vom avea nevoie de firul metalic foarte subțire. Voi pune așa pe culoarea mov să puteți vedea. Ne va ajuta când vom face frunzulița clopoțelului. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, vom avea nevoie de croșet. Eu voi lucra cu croșetul numărul 1. Acesta este vechiul meu croșet, să nu râdeți de el. Sunt ani și ani de când lucrez cu el și, drept să vă spun, mi este drag. Pentru a reuși să vedem mai bine, voi îndrepta camera în jos. Și sper ca totul să decurgă cum trebuie. Vom face cercul magic în care voi lucra pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț. Aceste 3 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. 2 și al treilea. Iar acum voi continua lucrând un număr de 11 piciorușe duble și cu primul pe care l-am lucrat deja vom avea un total de 12 piciorușe duble. 2 3 Deci firul îl luăm o singură dată pe croșet. Cinci, șase, șapte, opt, 9, 10, 11 și 12. Deci am lucrat 12 piciorușe duble. Acum vom închide cercul magic și vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide cu picioruș alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul pe care
L-am încheiat acum, vom lucra un număr de două piciorușe. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 de piciorușe duble. În felul acesta. În al doilea picioruș vom intra și vom lucra două piciorușe duble. Vom intra în cel de-al treilea picioruș dublu și vom lucra alte două piciorușe duble și vom continua astfel până la sfârșitul acestui rând. Vă mai arăt o dată, după care vom lucra singure. Și așa cum vă spuneam, la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 piciorușe duble. Sper că reușiți să vedeți. Pentru că eu știu că este foarte, foarte important și manualitatea. Deci, în corespondența fiecărui picioruș, vom, din rândul anterior, vom lucra două piciorușe duble. Și la capătul rândului vom ajunge cu 24 de piciorușe duble. Veți vedea că se lucrează foarte ușor. Dacă l-ați lucrat odată, după aceea nu veți avea nevoie de să scrieți pe caiet, să veți reține imediat. Modelul în sine este simplu, este ușor și nu necesită prea mult timp. Se fac foarte ușor. Am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 24 piciorușe duble. Acum vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș și vom lucra picioruș pentru început 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Și apoi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș dublu, un picioruș dublu. Astfel vom lucra pentru două rânduri. Deci primul rând de 24 și al doilea 24 piciorușe duble. Deci eu am început deja acest rând. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu, vom lucra un picioruș dublu. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua să lucrăm. Am ajuns la capătul acestui prim rând de câte 24 piciorușe duble. Vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș cu piciorușul alunecat și acum din nou vom face 3 ochiuri de lanț
care vor ține postul unui picioruș dublu și, din nou, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face același picioruș dublu, ca și până acum. Deci, vom avea, în afara rândului în care am mulțit, vom avea un număr de două rânduri de câte 24 piciorușe duble. Continuăm în acest fel și ne vom întâlni din nou la capătul rândului. Am terminat și cel de-al doilea rând de 24 de piciorușe duble. Acum vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide cu picioruș alunecat și vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Apoi, în piciorușul următor, vom lucra 2 piciorușe duble, dar nu le vom închide. Deci avem 1, al doilea, vedeți, țin totul pe croșet. Voi trece la următorul picioruș și voi lucra din nou 2 piciorușe duble și voi ține pe croșet. Deci acum vom avea un total de 5 piciorușe duble. Când am terminat de lucrat aceste 5 piciorușe duble, le vom închide pe toate 5 împreună. Vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Vom face un picot. Le vom închide aici la bază. În felul acesta. Voi face alte 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, cu care mă voi deplasa în următorul picioruș. Îl voi închide cu fir alunecat în felul acesta și voi reîncepe 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Mă voi deplasa în următorul picioruș și voi lucra 2 piciorușe duble. Voi ține totul pe croșet, în felul acesta. Apoi, în următorul, voi lucra din nou 2 piciorușe duble, voi ține totul pe croșet. Vedeți, acum am 5 piciorușe duble, le voi închide pe toate împreună. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț pentru a forma acel picot. Voi închide aici la bază cu fir alunecat. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Mă voi deplasa către următorul picioruș. Voi închide cu fir alunecat, voi începe din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra în următorul picioruș dublu și voi lucra 2 piciorușe duble, ținând mereu firul pe croșet. Voi deplasa în următorul picioruș și voi lucra 2 piciorușe duble în corespondența acestuia. Și am obținut din nou un număr de 5 piciorușe duble, pe care le vom închide împreună. Formăm acel picot. Închidem cu fir alunecat. 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în următorul picioruș. Voi închide cu fir alunecat și vom continua. Vom obține
de jur împrejur un număr de 8 astfel de colțișoare. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la ultimul colțișor. După cum vedeți, mi-au rămas 3 piciorușe duble din rândul anterior. Aceasta înseamnă că am lucrat în mod corect. Am lucrat deja cele 3 ochiuri de lanț care fac legătura. Voi intra în piciorușul dublu. Voi închide cu fir alunecat. Voi face din nou cele 3 ochiuri de lanț. Voi intra în următorul picioruș și voi lucra 2 piciorușe duble, ținând totul pe croșet. 1, al doilea. Mă voi deplasa în ultimul picioruș de aici. Am 5 piciorușe, le voi închide împreună. Voi face 3 ochiuri de lanț pentru picot. Și voi face alte 3 ochiuri de lanț cu care voi închide lucrul. Voi închide în primul picioruș de unde am început aceste colțuri. Acum voi tăia firul. Și voi încheia lucrul. Voi strânge bine. O să întorc pe dos, o să ascund firele. Dumneavoastră puteți să faceți cu croșetul sau dacă nu, puteți ascunde coacul. Deci acesta l-am ascuns și voi ascunde și acesta de aici, în același fel. Cu croșetul. După care voi scurta capetele. Repet, ca întotdeauna, aceste capete nu le aruncați, căci ele vă vor folosi în momentul în care veți învăța să lucrați jucării. Vă vor folosi pentru a umple acele jucării. Odată realizat clopoțelul, uitați-vă că are 8 colțișoare, 8 petale, așa cum v-am spus la început. Înseamnă că este lucrat corect. Vom face frunzulițele verzi care vor veni aplicate aici pe spatele clopoțelului. Cu același macrame de culoare verde, același macrame, am spus în momentul în care m-am referit la grosime, voi face din nou un cerc magic mai mic, în care voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, și voi continua. 2, 3, 4, 5. Apoi, din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, mă voi întoarce în jos cu piciorușe scurte. 1, 2, 3,
Al patrulea. Voi intra în cercul magic și voi închide cu piciorul alunecat și apoi din nou voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 și din corespondență celui de-al doilea mă voi întoarce din nou în jos lucrând piciorușe scurte. Vom face astfel de 5 ori. Deci vom avea 5 astfel de mici frunzulițe. Ele vor îmbrăca partea din spate a clopoțelului, vor imita acele frunze, așa cum vă spuneam. Și în cazul în care nu vă stau bine, dumneavoastră le puteți aranja cu un pic de fixativ. Deci am ajuns aici în ultimul. Voi închide, voi intra în cercul magic. Voi închide cu fir alunecat sau ochi alunecat și continui. 1, 2, 3. 4, 5, mă voi întoarce în jos din nou, cu piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, intru în cercul magic, închid cu fir alunecat, voi strânge un pic aici cercul magic pentru a avea liber să continui. Am lucrat deja 3 astfel de frunzulițe, vom lucra alte 2. 2, 3, 4, 5, mă întorc din nou, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, intru în cercul magic, închid cu fir alunecat și voi face ultima frunzuliță, 3, 4, 5, voi întoarce din nou, 1, 2, 3, al patrulea. Intrăm în cercul magic, cu fir alunecat. Acum vom strânge cercul magic, îl vom închide. În felul acesta. Și voi închide lucrarea în corespondența primei frunzulițe pe care am lucrat-o la început. Voi scurta firul. Voi închide lucrul. Și bineînțeles că apoi vom ascunde firele. Așa. Așa cum vă spuneam, dacă nu vă stau bine, le puteți da cu un pic de fixativ și ele se vor aranja. Voi ascunde aici
firul. După ce ascundem firele, vom tăia capetele, bineînțeles. Și acum vom trece la partea următoare, la picioruș. Piciorușul pe care vom fixa clopoțelul. Așa cum vă spuneam, avem nevoie de acest tip de fir de sârmă care este foarte maleabil. Voi da un pic de o parte de aici. Voi lua culoarea galbenă, pentru că vom face partea din mijloc, pistilul propriu-zis. Voi lăsa o bucățică mai lungă de fir aici și apoi voi învârti pe firul de sârmă culoarea galbenă în modul în care, în momentul în care vom strânge acest capăt de sârmă, să aibă o formă bombată. Eu voi lega aici. Mai întâi voi lega firele. Să le dau stabilitate un pic. Un pic cam greu. Pentru că, așa cum vă spuneam, poziția este foarte, foarte incomodă. Așa, acum pot lega liniștită. Pentru că, cu siguranță, nu-mi va aluneca. Așa, voi scurta aceste capete de fir. Și voi îndoi, uitați-vă, capătul de fir metalic în felul acesta, încât să formez acea parte rotundă. Pistilul. Uitați-vă, aceasta este. Acum, bineînțeles că eu voi introduce clopoțelul, după care aici deasupra voi introduce frunzulițele pe care le-am realizat, uitați-vă cum se prezintă în interior, așa, și voi lua din nou firul verde și aici aveți două posibilități. Eu îl voi lega pentru a-i da stabilitate. Fie îl răsuciți în jurul firului de sârmă, firul de culoare verde, fie lucrați cu croșetul. Eu voi opta pentru partea cu croșetul. Așa. Mi-am luat destul fir pe deget să pot începe. Voi introduce aici croșetul și voi lucra un picioruș scurt de o parte. Un picioruș scurt de partea cealaltă, un picioruș scurt din față. Vedeți? Odată iau firul din față, odată îl iau din spate. Odată din față, odată din spate. Și voi face astfel
până când voi, odată ce am lucrat o porțiune, mă voi deplasa către capătul florii. În felul acesta vom îmbrăca codița. Dumneavoastră veți face codița atât de lungă cât considerați că aveți nevoie, pentru, fie pentru a face un mic buchețel, fie pentru a face un mic aranjament. Depinde. Eu vă arăt modul în care se lucrează, apoi dumneavoastră decideți modul în care veți folosi acești clopoței. Pe măsură ce lucrez, vedeți, voi veni cu firul spre baza clopoțelului. Voi continua lucrând în felul acesta. Vom lucra, vom lua firul odată prin spate, odată prin față și în felul acesta îmbrăcăm piciorușul. Dacă nu, așa cum vă spuneam, aveți și acea opțiune să rotiți firul de macrame în jurul firului de sârmă pentru a îmbrăca piciorușul. În felul acesta. Totul decurge normal. Vedeți că nu este deloc greu. Este foarte ușor. Eu sper foarte mult să puteți vedea bine ceea ce lucrez, pentru că, așa cum vă spuneam, nu pot să fiu atentă și cu ochii la lucru și în laptop pentru a vedea exact. Doar coada ochiului așa reușesc să zăresc mâinile că sunt. Că sunt în lucru. Săptămâna următoare, cred că voi continua din nou seria tutorialelor pentru doamnele începătoare și pentru că ele au cel mai mult nevoie de ajutorul nostru și mă voi decide ceea ce vom lucra. Vom continua pe această linie cu florile, pentru că am văzut că sunt foarte căutate și cred că voi începe cu un tutorial pentru lalele. Pentru că am văzut că foarte multe dintre dumneavoastră ați întrebat dacă există tutorial. Bineînțeles, sunt tutoriale foarte multe pe internet, așa cum v-am spus, eu toate tutorialele care le fac în exclusivitate pentru grupul nostru și pentru acest canal de YouTube. Eu nu pun nimic altceva în alte grupuri. Așa, când am ajuns la o anumită lungime, așa cum vă spuneam, dumneavoastră decideți cât de lung doriți să fie piciorușul clopoțelului, voi scurta firul. Voi închide. Și acum
Uite, ia acest capăt de aici, care nu mi este necesar. Iar aici, dacă doriți, puteți pune un pic de lipici pentru a-l fixa. Vom îndoi astfel firul de sârmă și uitați-vă că am realizat deja clopoțelul. Vom continua cu frunzulița, care și ea este foarte ușor de realizat, nu este mult de lucru la ea, veți vedea. Îmi pregătesc Vom face un număr de 25 de ochiuri de lanț. Primul îl voi lăsa un pic mai lejer. Așa, și acum. Unu, doi, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Avem aici primul care îl vom lăsa așa. Acum vom lua firul de sârmă, cel subțire. Vom lăsa în afară o anumită lungime, cât considerați dumneavoastră, în funcție de modul în care veți utiliza clopoțelul. Și vom începe să lucrăm în corespondența fiecărui ochi de lanț. Un picioruș scurt, da, așa un pic firul să nu mă încurce, prinzând în același timp și firul de sârmă. Firul de sârmă, fiind atât de fin, va veni îmbrăcat de firul de macrame. Și ne îndreptăm din nou către începutul acestui șir de 25 de ochiuri de lanț, lucrând piciorușe scurte, cu atenție să prindem întotdeauna și firul de sârmă. Voi continua singură și ne vom întâlni la capătul rândului, acolo unde este ochiul de început, cel lejer, și veți vedea ceea ce trebuie să facem. Deci vom continua în felul acesta. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Voi lucra ultimul din cele 25 de ochiuri de lanț și acum, în primul, cel care eu v-am spus să-l lăsați mai lejer, tot cu firul de sârmă în continuare, vom face un număr de 3 piciorușe scurte, 1, 2, și al treilea, apoi voi strânge un pic firul și, având în continuare firul de sârmă subțire, vom coborâ în jos cu piciorușe scurte.
În același timp, voi prinde și surplusul de fir și astfel voi îmbrăca și partea cealaltă a frunzuliței, care, după cum vedeți, nu este deloc complicată, este foarte, foarte ușor de făcut. Fii atentă să prind totul. Ne vom îndrepta către partea finală a frunzei, având grijă întotdeauna să prindem firul de sârmă și surplusul de fir. Astfel îi vom da stabilitate, nu va fi nevoie să-l coasem. Așa, la un anumit punct l-am abandonat surplusul de fir și continui cu firul de sârmă, după cum vedeți. Vom face în corespondența fiecărui picioruș scurt, facem un picioruș scurt. Uitați-vă că suntem aproape la final. Aici este ultimul picioruș scurt. Vom închide. Vom scurta firul de sârmă mai întâi. Așa. Da deoparte. După care voi scurta firul de macrame. Vom închide rândul. Această parte de fir care ne-a rămas în afară, îl tăiem pentru că deja i-am dat stabilitate. Aici voi trage pe dos firul. Firul acesta îl voi scurta și pe el. Și aceasta este frunzulița pentru clopoțelul pe care l-am realizat. Acum dumneavoastră veți decide, așa cum vă spuneam, modul în care veți folosi acești clopoței, fie veți face un aranjament, fie îi veți pune într-un coșuleț, așa cum am făcut eu, veți pune frunzulițele alături, le puteți chiar atașa cu firul de sârmă, în felul acesta. Surplusul din picioruș se poate tăia în funcție de nevoie. Aceasta am vrut să vă arăt astăzi. Sunt Tatiana Andrieș. Sper ca să vă placă ceea ce am reușit să realizăm. Vă mulțumesc pentru atenție și noi ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Vă doresc tuturor o zi plăcută, o duminică plăcută, odihniți-vă, prindeți forțe noi pentru că ne așteaptă o nouă săptămână de lucru. La revedere!